Neața tuturor, neața Alexandra, trigonul lunii cu planeta Jupiter vă conferă mult optimism și poftă de viață și sporește șansele de reușită în diverse domenii ale vieții. Perbec, în cursul dimineții luați o hotărâre în urma căreia sunteți nevoiți să vă schimbați programul. Un prieten vă solicită sprijinul într-o problemă de sănătate. Taur, sunteți anunțat că mâine veți pleca într-o călătorie în interes de serviciu. Această veste vă cam încurcă planurile, dar puteți fi optimist, călătoria vă determină schimbări benefice în relațiile sentimentale. Gemeni, puteți aborda probleme importante din domeniul afacerilor și sunteți capabili să finalizați lucrări începute cu mai mult timp în urmă. Aveți ocazia să rezolvați probleme financiare. Rac, sunteți foarte activ și sociabil, ceea ce favorizează relațiile de colaborare. Se pare că aveți probleme sentimentale, dar optimismul dumneavoastră este mai puternic. Leu, cu prilejul unei călătorii în interes personal, s-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană importantă care vă poate deveni partener de afaceri. Fecioară, sunt favorizate relațiile de colaborare, toate activitățile începute astăzi au mari șanse de reușită, aveți succes în afaceri și puteți rezolva probleme financiare ale familiei. Balanță. Au loc schimbări benefice în viața dumneavoastră, atât pe plan profesional cât și social. Metodele pe care le aplicați, deși nu sunt pe placul tuturor, vă ajută să vă îndepliniți obiectivele. Scorpion, sunteți într-o formă intelectuală foarte bună și colaborați excelent cu persoanele din anturaj. Aveți succes în toate activitățile legate de familie și cămin. Săgetător, după amiază plecați într-o deplasare neplanificată, se pare că este o călătorie în interes personal care vă poate aduce beneficii materiale substanțiale. Aveți grijă de acte. Capricorn, ideile dumneavoastră ingenioase contribuie la finalizarea unei lucrări importante la locul de muncă, vă recomandăm însă să nu refuzați cooperarea cu colegii de serviciu. Vărsător, în prima parte a zilei vă ocupați de rezolvarea unei probleme financiare de care depinde reușita unei afaceri. Pentru aceasta, sunteți nevoiți să plecați într-o scurtă călătorie în afara localității. Pești, începeți să vă redresați financiar, se pare că primiți o sumă de bani care compensă pentru finalizarea unei lucrări importante sau o moștenire neașteptată. Eu vă doresc o zi minunată, pe mâine!